Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Satul meu. Suntem de această dată în comuna Moțăței pentru că vrem să vorbim cu legumicultori, cu agricultori din această comună, de altfel oameni gospodari și cunoscuți pentru calitatea produselor. O să începem cu un interviu cu domnul Constantin Cătălin Dascălu. Dânsul are și solarii, are și în câmp legume și vrem, în primul rând, pentru că emisiunea este despre oameni, cu și despre oameni, vrem să-l cunoaștem, să vedem ce fel de om este și cu bune și cu grele să ne spună cum este să fii legumicultor. Bine v-am găsit, domnul Dascălu! Bine ați venit în ferma noastră! Am văzut că aveți mai multe solarii. Am aruncat așa o privire și o să le arătăm și telespectatorilor imediat. Haideți să vă cunoaștem mai întâi, să ne spuneți dacă sunteți de aici din Moțăței, de cât timp vă ocupați cu agricultura? Sunt și născut în Moțăței, agricultura cred că de la 14-15 ani, de vreo 20 ceva de ani, cu legumicultura. În special legumicultura sau și cultură mare? De vreo, cred că 7-8 ani și cultură mare, dar acolo mai puțin, undeva la 40-50 de hectare. Ați cumpărat în urmă cu ceva timp o suprafață, o aveți în proprietate? Care da, aici, sunt datele? Da, aici am cumpărat o suprafață de 1,5 hectare, în 2018. În 2018 a devenit proprietatea dumneavoastră, da, 1,5 hectare și da, ce aveți? Și după am făcut 15 ani de solar imediat când l-am cumpărat și până în 2020 am făcut suprafața de 4.500 m² de solar aici. Legume în solar și legume afară, varză afară și în solar ardei și roșii. Da, de unde știți să faceți lucrurile astea? Ziceați că ați început agricultura pe la 14 ani, alături de părinți. Da, alături de părinți. Ei s-au ocupat cu legumicultură și după nu mi-a plăcut chiar așa de mult școala și am zis că e ușor să faci. Atunci, de fapt, era ușor să faci legumicultură. De ce era ușor atunci? Cred că și din climă și din... Nu știu ce s-a întâmplat, dar atunci aveam ardei, nu aveam solar, atunci cultivam decât afară. Și stropeam ardeiul pe toată perioada de vegetație, maxim de 2 ori. Și se făcea foarte bine. Și acum, cam de când au... Și acum foarte multe tratamente, lucrăm și cu prădători ca să nu facem atât de multe tratamente și lucrăm cu prădători să nu stropim. Prădătorii sunt niște insecte care mănâncă alte insecte, ce le dăunează la... insectele care dăunează la cultură. Și de când faceți lucrul ăsta? Adică de când a fost nevoie de intervenția asta, de găsirea acestei soluții? Păi cred că cam atunci, 2015, cam de atunci a început cu mai multe stropeli, mai multe intervenții la plante. Da, aveți și cursuri în domeniu sau apelați la un specialist? Nu. Cum vă pricepeți să... Ușor, dacă începi să... Dacă mergi pe treaba asta, vorbești cu unul, cu altul și cunoști plantele, vezi cam ce le trebuie. Și sunt inginerii care vin aici pe zone de la firme de la care luăm semințele și cu ei mai mult ne consultăm. Ce avem acum și câte solarii? Păi aici, în total, am o suprafață de 7.000 m² și aici am o suprafață de 4.500 m². Cultivată cu ardei capia, ardei gogoșar, roșii, ardei iute, ardei gras. Anumite soiuri ați ajuns să considerați că sunt mai potrivite pentru solul acesta și pentru condițiile de climă aici? V-ați orientat, ați căutat? Da. Pe fiecare an testăm. Adică, de exemplu, punem anul ăsta o suprafață mare care o știm cu un anumit hibrid. Și după, în testare, mai avem 2-3 hibrizi, dar foarte puțin, adică undeva la, să zicem așa, dacă suprafața are 3.000 de plante, cultivăm acolo 102 din fiecare ca să vedem dacă pe fiecare an iasă hibrizi mai buni. Să și preteze la solul pe care îl avem, că poate ei sunt buni, dar nu merg pe solul care îl avem noi. De asta și întrebam, că trebuie să știți și care sunt calitățile solului. Da. Facem și analize de sol. Cine vă ajută? Cu cine lucrați suprafața aceasta? Familia. Sunt cu soția,
maica mea, cumnata mea, frate meu, suntem mai mulți în casă, așa ca să zic, și cu ei din când în când ne mai ajută și câteva persoane din o mătușă, așa, da, din exterior, că nu, și așa facem față cu greu. Care e parcursul? Deci în solar lucrați, să zicem, anul acesta, da? Da. Când ați înființat primele culturi? Prima cultură e înființată în ianuarie, de varză. Aici a fost o cultură de varză prima dată. A fost o cultură de varză, cred că undeva pe 15 de aprilie am ieșit cu ea, cam așa ceva, și după imediat am defrișat și am venit cu ardeiul ăsta. Dar n-am auzit nimic de roșii? Nu v-a interesat? Avem acasă, am 20 ceva de ardei solar care am programul de tomata. Pe asta? Prima, pe primul ciclu. Da, da, am și acolo, da. De asta nu-mi dădea bine da, socoteala, da, că toată lumea am, e cu tomata. Da, 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 am și programul tomata. Ăștia, am vorbit de solarele de aici. Aici am avut numai varză și după am venit cu cultura a doua. Acolo am avut roșii și acum am ardei. Bun. Deci, din partea statului, ce măsuri de sprijin ați avut până acum? Este ciclul 1 la tomata? Ciclul 1 la tomata și mai este sprijinul cuplat, care s-a diminuat foarte mult. Adică, dacă prima dată când făceam, n-am apucat de prima dată când se făcea de prima dată când a început, era, auzisem, de 10-12 mii la hectar, la cultura în solar. Și acum am înțeles, ar fi undeva pe la un 3 mii, s-a diminuat foarte mult. Cred că nu prea ar fi bine cu programul tomata, cred că ar fi mai bine să se dea pe suprafață. Indiferent de cultură. Da, pentru că, de exemplu, cum am eu, am auzit cazuri care au 50 de ardei solar și îl împart în 5 și ia 5 programe de tomata. Inventiv. Da, dar se supra-saturează piața și roșiile scad mult, se bazează decât pe banii ia. I 3.000 de euro pe 10 ardei solari e o sumă foarte mică la investițiile care sunt acum, deci sunt investiții, mai ales pentru anul ăsta 2023, s-a investit foarte mult, chimicale scumpe, adică dacă vrei să iei o stropeală care este și bio pentru un insecticid, e undeva la 700-800, 1.000 de lei litru. Și cât va trebui? Păi aici dau, dacă iese o dată cu un litru. Plus alte substanțe, dacă e să stropim și pentru mană, și sunt foarte, 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 foarte. Sunt, e și 1500 litru, e și 2000 de lei litru. Adică trebuie să știi, să te încadrezi în buget? Cam și bugetul ăla e din ce în ce mai mic? E din ce în ce mai mic, adică, cum să vă spun eu, trebuie să pui așa un pic în balanță, să fii atent, să nu sari în cheltuieli prea mari și să nu ai producții și să scoți banii. Mai ales că ai surpriza prețului pieței. Prețului, care... da, care nu se știe niciodată ce, cum puteți variază. Puteți să ne dați exemple, nu știu, față de anul anterior, care sunt prețurile la anumite produse anul acesta? Păi anul acesta la capie și la gogoșar sunt la jumătate față de anul trecut. Adică anul trecut, în perioada asta, era undeva, cred, pe la 8 lei, plecat de 7-8 lei plecat din câmp, și anul acesta 4 lei, 4 lei 50 maxim. Și nu prea dă bine la balanța aia. Nu dă bine, că o tonă de complexe a fost 5.000 de lei, o tonă de complexe. Față de 2017-2018, când o tonă de complexe era 1.700. Și totuși? Mergeți mai departe? Și totuși mergem, e un pic așa, o cultură o acoperă pe alta. Adică, de exemplu, am ieșit cât de cât bine la varză, nu ieșim bine la ardei. Și se compensează. Se compensează cât de cât, da. E foarte multă muncă, munca nu se compensează, adică se muncește enorm de mult și banii nu sunt... Nu sunt atât de... Nu răsplătesc efortul. Nu răsplătesc efortul, pentru că, vă dați seama, noi muncim 5 persoane vara, nu de dimineața și până seara, că de la ora 1 luăm o pauză până pe la 5:30-6 chiar. Căldura. Da, fiind foarte cald. Dar în rest, când nu sunt căldurile mari, lucrăm de dimineața până seara. Și să lucrez 5 persoane la final de an, cred că nu ieșim cu undeva, să zic, 20.000 de persoană, 20.000 de lei de persoană. După un an de muncă. După un an de muncă, da.
și o luați de la capăt? Adică din banii ăia trebuie să asigurați, să asigurăm investiția pentru... Da. Păi eu, de exemplu, cumpăr turbă undeva de 10.000-12.000 pe an. Numai turbă în care să mânăm plantele. În care se seamănă și se repică plantele. Plus sistemul de irigații. Sistemul de irigații plus, v-am zis, insecticide, pesticide, prădători. Anul trecut am băgat prădători ca să nu stropesc de 5.000 de lei. Da. Să nu mai stropesc chimic. Complicat? Foarte complicat. Foarte complicat. N-am mai stropit chimic, adică insecticid. Dar de ăștia, de bol, de, am mai stropit. O intervenție două pe an. Traiul e din ce în ce mai scump. Îl simțiți și dumneavoastră așa, nu? Chiar dacă putem spune că hrana o aveți asigurată și e și de calitate, nu? Dar... Ce privește legumele, da, sunt de calitate. Adică vă spun sincer că am fost prin alte părți ale României și mulți se fereau, am fost într-o zonă și am vrut să mănânc cu castravete și mi-a zis, bă, ai grijă cu castravete, nu la persoana, dar mi-a zis altcineva, ai grijă că se stropește intens, că la noi pe zona asta aici și la roșii, la programul tomat, așa, nu se stropesc ca să ajutăm roșiile să se coacă, să... Mai devreme, da, mai repede, nu. Sau... Deci nu se exagerează. Ca și calitate, nu am mai auzit alte persoane că bio, că nu știu, nu cred că se poate face bio, nu cred treaba asta. Chiar dacă sunt alți fermieri care zic că am făcut bio, eu dacă am băgat, de exemplu, prădător și n-am stropit chimic pentru insecticide, nu pot să zic să vin, e bio. Nu ai cum așa, pentru că îngrășimintei bagi pe jos și mai stropești o dată de două ori pentru mană, pentru... Și nu poți să spui că e bio. Eu din ce am... Nu se mai poate face agricultura 100% natural, pentru că astea sunt condițiile. Astea sunt condițiile, da. Nu poți să faci pur și simplu. Adică am un prieten care a încercat pentru el acasă într-un solar mic să nu stropească, să nu facă și mi-a zis, bă, 3 ani de zile la rând am încercat să fac treaba asta. Când vroiam să mănânc castraveți, când se făceau și mari să lege să ăștia, venea să punea pureci pe ei, să punea ceva. Nu am putut, 3 ani de zile am încercat să nu stropesc, să nu ăștia și n-am, tot mă uceam și cumpăram din piață. Și până la urmă n-am decât să stropesc, că nu pot să fac. Unde ajung produsele dumneavoastră, legumele dumneavoastră? Mare parte la 80%, 90% la Alba Iulia. De ce tocmai la Alba Iulia? Pa, acolo am un depozit, am și... Că doar e Craiova aici, mă rog, ați nu, avea variante, da, mai aproape. Da, nu se consumă foarte mult. Și prețul. Am preț mai bun acolo. Mă duc și decât descarc acolo. Vă și... la un angro acolo, la un depozit? E un depozit care omul la rândul lui lucrează cu magazine, cu restaurante. Eu decât mă duc și golesc marfa. Și vă convine așa? Da. Păi, doar scutește, transportul? Da. Foarte mult din timp. Foarte. E drumul lung și greu, dar una e să mă duc la piață să stau poate... 2 zile cu o mașină de marfă și alta e să mă duc la el acolo, decât mă duc, descarc, am plecat dimineața de acasă, seara târziu sunt înapoi acasă. Suntem într-unul din solariile domnului Cristi Coadă, tot din Moțăței. După cum vedeți în spatele meu și aici lângă noi, avem o cultură de ardei capia de peste 2 ori de cât am eu înălțimea. 1,60 m am eu, ajung la 4 metri plantele. Deocamdată, momentan, nu. Să-i spunem bine v-am găsit. Bine ați venit și ne bucurăm că ați venit la noi. Și să aflăm și povestea. De când vă ocupați cu legumicultura? Ce să vă zic, legumicultura am început-o cam de mai performantă de vreo 14-15 ani, dar așa ne-am bucurat de când eram mici, din anii 90 până în 90. Tradiție de familie?
Da, de la bunici. Și când spuneți mai performantă, adică? Adică, sistem de picurare, sămânță solarică, protejat, că încă nu se mai face cum se făcea odată pe timpuri, dacă nu e protejat. Avem și cultura afară, dar din păcate vin mai multe temperaturi și ori sunt prea ridicate, ori vin vânturi, vijelii și... O aducem până la stadiul de recoltare și atunci... Surprize. Surprize, da. Surprize neplăcute. Noi ne-am uitat un pic prin comună cât am făcut drumul acesta, dar n-am văzut foarte multe solarii. Sunteți mai puțini? Ce să vă spun, aici e o zonă în care de acum, cu ajutorul unor proiecte, s-a făcut de vreo câțiva ani, de vreo 6-7 ani au început mai multe. Cu spațiu protejat. Protejat, da. Dar noi, ce vedeți aici, s-a făcut pe bani proprii totul. Totul? Da. Ați făcut credite? Sau nu. Ați investit ce ați adunat? Am investit ce am adunat de ani de zile. Uh-huh. Și când ați făcut primul solar? Primul solar, ce să vă zic, în anii 2009. 2008-2009 am făcut primul solar, care l-am și acum și sunt mândru de el că chiar și-a făcut treaba. E cel cu roșii? Nu, cel cu castraveți. Cel cu castraveți. Ce suprafață aveți? Cât este spațiu protejat? Cât aveți în exterior? Protejat avem 39 de ari și în exterior avem peste 2 hectare, dintre care un 50 de ari a fost cu pepen vers. Și restul avem varză, țelină, ardei gras. Dar toată lumea cultivă varză moțăței? Da, cel puțin 90% din suprafața moțățeului e cultivată. Și se merită? Se merită, pentru că noi cel puțin cu varza extratimpurie întotdeauna am făcut treabă bună. Treabă bună și am cam bătut recordul și producție și recoltă ce trebuie. Și la varză aveți când? În aprilie prima recoltă sau cum? Prima recoltă începe în aprilie cu protejatul. Și după aia continuăm mai cu tot protejat, dar un sistem de tunele și după protejat cu agri. Deci de 3 ori pe an aveți producție la varză. La varză, da. Și unde duceți varza? Târgu Jiu, Craiova și acum de făcut bani la București. Târgu Jiu, Craiova și în București. În București, da. Rentabil? Vă dați seama că câteodată e rentabil, dar de vreo 2-3 ani că au început să fie rentabil, că nu mai este persoanele care cu ani în urmă puneau și nu făceau producție, scădea prețul, se îngrămădeau să vândă repede. Acum am rămas cam, cum să vă spun, câțiva fermieri care îi numărați pe degete, care pune suprafață mai mare și facem producție și vin și avem un profit, cum să vă spun, mai cât de cât decent. Să nu vă așteptați că avem un profit exagerat de mare. Decent, să putem să scoatem cheltuielile și să ne mai rămâie și nouă să putem să investim. Exact, că acum ai merge la lucru și ai avea un salariu zi de zi. Da, e mare lucru dacă ai un salariu și poți să și economisești. Da. Adică să-ți rămână suficienți bani să faci față cheltuielilor. Dar avem aici o cultură de ardei capia. Ce soi? Caprima, din Gamma Seminis. Și de ce ați ales soiul ăsta și... Am încercat și cu alte soiuri, dar ăsta e primul an când pun caprima. E rezistent la bolile de TSV, la pătarea petelor de bronz, mai multe beneficii. Și face și o recoltă și un ardei mai gros și mai e mai greu la cântar, da. Adică e gros în carne. În carne, da. Ca să zicem așa. Și producție destul de bună, nu? Producție destul de bună. Pentru noi este mulțumitor. Să vorbim un pic și despre cât de naturale sunt produsele. Pentru că e o întreagă dezbatere, discuție, nu mai știm ce cumpărăm. Da. Care e opinia dumneavoastră? Ce să vă spun? Noi de vreo câțiva ani, să zic de vreo 10 ani, cam lucrăm cu bondarii, în primul rând, și de acum vreo 3-4 ani cu prădători. Deci polenizarea se face natural pe care, că nu avem timp ca să... Că sunt condiții de stimulație. Deci polenizare cu bondari. Cu bondari, da. Și de câțiva ani au apărut și prădătorii, care sunt insectele pentru... A mânca alte insecte, dăunători. Care dăunează. Da. Da. Care vă dați seama că ne ia la atâta suprafață ca să iei pompa zilnic să stropești, nu prea îți convine că nu ai timp. Ba trebuie să pleci la piață, ba trebuie să recoltezi, ba trebuie să... plantez, să scoți pe ăștia, că asta socotit aici, ce vedeți dumneavoastră, e cultura a doua. Aici a fost varză, după varză am pus ardei.
Și ce mai avem? Castraveți și roșii. Și roșii. În protejat. Și în programul Tomata? În programul Tomata am avut roșiile care acum avem castraveți în locul la roșii. Ciclu 2. Ciclu 2. Ați intrat și pe ciclu 2? Deocamdată momentan n-am făcut actele, dar o să mergem să le depunem. E bun? E suficient? E necesar? Cum ce vedeți măsurile astea venite de la stat? Ele sunt bune, dar ar trebui un pic mai îmbunătățite, mai ales în programul Tomata. Să mai bage și alte legume, pentru că... În ciclu 1? Da, în ciclu 1. Ce se întâmplă pe piață? Ce se întâmplă? Întotdeauna este o abundență de marfă care se aruncă. Deci, se aruncă odată și prețul scade imediat. Pentru că, cum să vă zic, a fost roșia 1 leu, lumea nu s-a îngrămădit să-și facă bulion și acum cumpără cu 5 lei sau cu 6 lei și face bulion. Că lumea a crezut că tot se duce prețul la vale. Păi așa suntem învățați, ca toamna, să cumpărăm cât mai spre sfârșit legumele pentru a le conserva pentru iarnă și uite că surpriză. Da, chiar duminică am fost la piață la cetate și ce să vă zic, o doamnă îmi zicea că las că veniți voi și le dați și mai jos. Și am spus, doamnă, zic, o să vii dumneata să vezi că nu ai nimic nici în solari. Da. Tot cred că speră că se aglomerează. Da, pentru că noi ca și cumpărători, chiar dacă ne spuneți că prețurile sunt cum sunt, pentru noi sunt totuși mari. Da. Și câte unii te văd cu marfă de calitate și zic, asta nu e marfă de la noi. Asta tu o aduci din nu știu unde. Chiar dacă le explici, le arătăm poză ce avem, nu, vin după la Timișoara, că vin la părinți și lor nu le vine să creadă că la noi se poate face așa ceva. Da. Da. Astea sunt surprizele de pe piață. Da. Dar aveți și pasiune în ceea ce faceți? Să trecem la partea personală. De ce faceți asta? Ce să vă zic? Acum chiar dacă aș vrea să mă îmbălați și n-aș putea să mă îmbălați. Din dorința de... Mă bucur când văd când seamănă o plantă și până au ajuns să pot să-mi fac recoltare. Cum aveți grijă de pământ? Grijă de pământ. Că e mare lucru. Ce să vă spun? Deocamdată n-am folosit până acum... Deci chiar n-am folosit niciun fel de... Sper că în viitor să folosim. Am adus pe cineva, a luat testul, ne-a spus... Ați făcut analizele, da. Și la apă și la... Da. Și a zis că am trebuit să mai facem o dezinfecție, care... Eu am zis că dacă tot bag bălegar de graj continuu, degeaba poate și dezinfectez, că tot vin de acolo cu bălegarul de graj. Asta folosiți ca îngrășământ. Da, și ce mai ne... Și stropel, așa? Stropel vă dați seama că mai folosim de la bol și la câteodată că se poate preventiv. Fără? Nu cred că se poate fără. Cine spune că se poate fără, se înșală. Uh-huh. Pentru că nu. Au testat mulți care ne-au întrebat, care le-am dat. De exemplu, prieteni de familie care le-am dat că sunt operați de inimă, de asta, le-am dat răsaduri la noi și vin și spun că dice ale lor nu mai sunt așa, că s-au distrus sau... Vă dați seama că dacă nu le stropești, și planta e exact ca și omul. Se deteriorează și trebuie neapărat. Trebuie să intervii cumva. Cum ceva, da. Cum luăm noi medicamente. Da, dacă nu o pierzi. Și ajungi până în stadiu de, cum v-am zis, de recoltare și n-ai ce să mai recoltezi. Că nu poți să te duci cu fructele bonlave sau... Anul ăsta a fost bun, mai bun, mai puțin bun? Cum? La care dintre culturi ați avut plus, la care minus? Ce să vă zic? Pierderi nu prea am avut anul ăsta față de alți ani. Dar momentan suntem pe linia de nici sus în vârf, dar nici de plutire. Puteți să mergeți mai departe. Da. Putem. Și ce urmează în solariile dumneavoastră? După ardei capii aici, după castraveți, ne-am după gândit roșii? Să vedem. Deocamdată am vrea ori salată, ori din noi ar varză în unele dintre ele. Să vedem ce. Deocamdată suntem la discuții. Moțăței
la un fermier cunoscut și recunoscut, care are o exploatație agricolă, să zicem, una dintre cele mai mari din această comună, și veți vedea și ce utilaje performante are. Vom vorbi în continuare cu domnul Gabriel Zamfir. Bine v-am găsit! Să rămână, bine ați venit! Da. Suntem chiar în locul unde aveți aceste utilaje și de cum am intrat am fost impresionați, zic că aici e treabă serioasă. Da. Să-mi spuneți, vă rog, de când vă ocupați cu agricultura, care e povestea de până acum? Că povestea se scrie în continuare. De când m-am născut, taică mea a lucrat în domeniul agriculturii, a fost tractorist și am învățat de la el. Și ați urcat în tractor de mic. Da, și am învățat de la el și mi-a plăcut și am început să achiziționăm teren. El a decedat în 2017, dar eu am ținut Dumnezeu să... Dumnezeu să-l ierte, dar ați urmat calea asta. Da, v-a deschis da. Și v-a arătat drumul. Am accesat... Ați făcut studii de specialitate? Nu. Dar ați învățat din mers. Da. Am accesat niște fonduri nerambursabile, care ne-a ajutat foarte mult. Lucrăm undeva la 1600 de hectare, 1500 în arendă, 100 proprietate. Avem 6 tractoare, 2 combine, toate utilajele care avem nevoie să prelucrăm solul. Avem 2 proiecte în derulare. Să facem. Dar aceste utilaje tot pe proiecte europene le-ați da. Luat? Primul proiect pe care l-ați primul accesat? Primul proiect l-am accesat în 2009, pe tânărul fermier. Așa, eu oricum da. Sunteți tânăr și acum. Dar... În 2009, când aveam 19 ani, am accesat un proiect de 25.000 de euro. Și, de și atunci ați achiziționat prin acest proiect o parte din utilaje? Da, o semănătoare de grâu și alte utilaje. După am făcut alt proiect tot de 25.000 de euro. Între timp am mai luat teren, am făcut alt proiect pe măsura 4-1, tot pe fonduri. Tractorul ăla de acolo cu cupă l-am luat. Și între timp am mai achiziționat teren în arendă. Dar acum în comună mai sunt terenuri de vânzare? Da, mai sunt. Da, prețul? Nu știu ce să vă zic. Depinde de teren, de suprafață, de poziție, de... Dar nu vin oamenii să vă întrebe dacă vreți să cumpărați? Sau ba, preferă da, varianta cu arendă? În ultimul timp nu prea au mai venit să vândă. Ce culturi ați lucrat anul acesta, luând așa cronologic? Am avut orz 400 și ceva de hectare, rapiță 225, porumb 160, grâu vreo 300 și ceva, floarea soarelui. Acum ne cam încurcă vremea, este uscătură, nu putem să lucrăm, dar avem o zură mai mare la utilaje. Din toată suprafața aceasta n-aveți irigat nimic? Avem un proiect pentru irigat, dar încă nu am achiziționat, pentru că e foarte greu, nu poți să le faci pe toate chiar așa cum... Cum ți-ai dori, da, dar da, avem încă... sunt șanse, nu? Adică da, aveți... sunt obligat prin proiect să fac irigații. Deci ultimul proiect, că aș vrea să-mi da. Dați detalii, proiect, dacă da. Ați rezolvat cu problema utilajelor, acum ce urmează printr-un alt proiect european? Avem 2 proiecte de 1.630.000 de euro. Unul este pe utilaje și unul este pe hale, adică construcții, cântar aici, unde suntem noi acum, o să avem ciment, în spate o să fie un cântar, 2 hale, un garaj, o investiție foarte mare, dar durează actele, durează... Și irigațiile în care din proiecte? În cel de utilaje. Da, suntem. Și abia atunci veți avea o parte din teren irigat? Da. Da, la anul sper să achiziționez și rampa de irigație și o să fac în vremea asta, proiectului. Dacă am revenit la anul, ce am găsit din tot ce e pe hârtie acum? Da, veniți atunci și vedem. Vedem atunci, că da. Nu se știe niciodată. Mai vorbiți un pic despre producție, că am spus doar tipurile de culturi și suprafață. A fost producție. Un an bun? Cât ați obținut pe hectar? A fost un an bunicel la producții, dar la prețuri foarte mici.
Ca să dăm puțin timp înapoi, anul trecut am avut un an foarte prost, adică a fost secetă. Am făcut undeva la 4.000 de kilograme la grâu. La rapiță nici 2 tone, 1.000 și ceva de kilograme. Dar ne-a ajutat puțin prețurile. În toamnă am semănat cu chimicale foarte scumpe, complexe, motorină, inputuri, absolut tot. Da. Și anul ăsta când am recoltat, a fost prețul mai puțin de jumătate față de anul trecut. Și ca să tragem linie, nici anul trecut, nici anul ăsta nu prea am făcut profit. Adică... Dar arenda ați reușit să... Arenda am dat-o exact cum conform cu contractului, că am făcut 3 tone, că am făcut 5, i-am dat la om exact cum a fost înțelegerea. Dar n-ați ieșit suficient de bine încât să vă rămână ceva tot pentru investiții? E foarte greu. Deci, sunt multe credite, nu avem ca în alte țări să ai un credit pe foarte mulți ani cu o dobândă mai mică sau la noi de-abia se dau creditele, investițiile sunt foarte mari, utilajele sunt foarte scumpe și, de exemplu, am băgat în semănătoarea asta foarte mulți bani ca să o facem acum din nou la fel cum a fost nouă, pentru că avem mult de semănat cu ea. Ce să facem? Mergem înainte cum putem. Asta v-ați dorit să faceți? Da, da. Și asta veți face în continuare? Da. Au fost momente în care v-ați gândit că poate găseați altă variantă? Nu. Am avut foarte multe piedici și am ținut foarte tare să merg înainte cu firma, cu ferma, cu... Adică îmi place ce fac... Și chiar dacă un an, doi... Nu da, sperăm să vină anul ăla care... Speranța rămâne. Să vină anul ăla în care să fie bun din toate punctele de vedere, dar până acum nu l-am văzut. Mergem înainte și ce să facem. Dar prin aceste proiecte, totuși, s-a schimbat situația, s-a îmbunătățit. Ne-a ajutat că lucrăm terenul la timp și, de exemplu, acolo o să semăm undeva la 400 și ceva de hectare de rapiță, care... Nu prea poți să le faci foarte repede. Dacă nu ai utilaje, ca lumea, nu le faci. Da. Rapița a fost totuși o cultură foarte profitabilă față de alte culturi. Dar cum v-am spus, am investit în 2022 în toamnă foarte, foarte mult și când am vândut, am vândut cu 80 de bani grâu. Adică profitul nostru a fost între 500 de lei și maxim 10 lei. Maxim 1000 de lei pe hectar. Nici atât nu a fost. De fumăta de frică. Aici se vede și puietul. Asta-i puietul care eclozionează. Suntem în apropiere de Craiova, în comuna Ișalnița. Am venit până aici pentru a-l cunoaște pe domnul Nicolae Gavriliță, un apicultor cu foarte multă experiență și foarte simpatic. O să-l cunoașteți imediat. Bine v-am găsit! Bine ați venit la mine la Stupina. De unde începe povestea asta? Mai întâi vă spun întâmplarea mea. Am intrat într-un magazin în Craiova de legume, fructe și avea și borcane cu miere. Am citit pe un borcan numele producătorului și am văzut că e aproape de noi. Doamna de la magazin a zis că sunteți o persoană deosebită și că merită să vă cunoaștem. Da. Eu m-am apucat de apicultură acum 39 de ani. Bunicul meu din partea mamei a avut stupi, un unchi iar tot așa a avut stupi, dar n-am preluat atunci imediat, ci după un timp. Am luat de la un coleg, un prieten de familie, care provenea din comuna Maglavid, Petrică, îl chema Popa Petrică. La el am mers prima dată și mi-a cumpărat 3 stupi împreună cu el și a văzut că am aptitudini de apicultor. De apicultor, da. Am mers la o revizie de primăvară la el
și a văzut cum manevrez rama. Deci trebuie să fiu calm, trebuie să fiu liniștit ca să pot să lucrez cu albinele. Albinele simt dacă ești nervos, dacă ai parfum, dacă le deranjează. Și atunci, chiar dacă te înțeapă o albină, două, când scoți o ramă, trebuie să nu faci mișcări bruște, să o scoți ușor, să te uiți, să o pui. După aceea scoți acul și așa a început, acum 39 de ani. Dacă nu leșini între timp sau dacă nu încep să țip și să te agiți. Ei, dar trebuie să ai o imunitate, așa că decât să ai adaptată la venin de albine. Trebuie să faci o probă de înțepături, să văd dacă poți să faci față. Și v-am înțepat multe albine în timpul ăsta? Da, multe. De fiecare dată mă înțeapă câte 5-10 albine. Inevitabil. Mm-hmm. Dar totuși, de la 3 familii ați ajuns da, la... Da, am fost decât o pasiune așa de familie, un hobby. După aceea, în 2010, am accesat, aveam 30 de stupi în momentul acela, am accesat niște fonduri europene, nerambursabile în dezvoltarea rurală de la AFIR, cam 7500 de euro atunci s-a făcut proiectul acela, pe timp de 5 ani. În 2010, da? 2010, da. Și după aceea am accesat iar în 2017-18 încă niște fonduri de 15.000 de euro. Super. Și atunci am ajuns la 75 de stupi în primul proiect, după aceea am dezvoltat, mi-am mai cumpărat niște utilaje, o remorcă, centrifugă electrică, mai multe dotări ca să pot să-mi desfășor activitatea. Dar... Și afel așa am ajuns la 78 de stupi că sunt înregistrate la... Aproape 80, ca să fie clar. Care sunt dificultățile, dar și satisfacțiile în munca aceasta de apicultor? Dificultățile este că trebuie, când pleci cu ei în pastoral, trebuie să pleci noaptea. Că plouă, că nu plouă, că e vreme rea, depinde acolo, găsești persoane care te agrează, sunt persoane care nu, care merg la păscut cu vacile și le deranjează, deci trebuie să găsești un loc. Sau te mai cerți cu alți apicultori, că găsești un loc și vine el înainte concurența. Și îl ocupă. Da, concurența. Lucru, mai ales că se lucrează în condiții destul de grele apicultură. Soare, în pavilion mai ales este destul de cald. Dar e avantajul pavilionului că se transportă ușor stupi. Adică legi la remorcă cu o mașină și le duci în zona unde trebuie să... Avantajele sunt că nu lucrezi în continuu, fiecare, să dai la, ca la alte animale, să le dai în fiecare să zi de muncare. Să ai program zi de zi și da. Să fii cumva condiționat. Sunt câteva luni foarte aglomerate, începând din aprilie, mai, iunie, iulie. După aceea începe pregătirea pentru iarnă, în 1 august, începe pregătirea pentru iarnă. Și atunci e o perioadă mai lejeră așa de lucru. Asta înseamnă că tocmai în septembrie începeți să vă duceți în concediu? Da, cam așa. Încep în sfârșitul august, septembrie. Și familia ce a zis? Cum a primit pasiunea asta dumneavoastră? Păi pasiunea asta, cei trei stupi, am cumpărat chiar atunci în primul an de căsătorie. Așa aha. Că au fost bucuroși când le aduceam borcane cu miere și atunci au fost... A trebuit să accepte și faptul că trebuie să plec de multe ori în cursul zilei. Da, da, da. Ca să, sau și duminica, depinde cum mai adică cum pentru beneficii trebuie făcute da, și trebuie anumite făcute eforturi. Și da, efortul sacrificii. Povestiți-mi un pic despre pavilion. L-ați cumpărat, gata, făcut sau? Pavilionul pe remorcă l-am făcut eu. Sunt inginer mecanic și atunci am cunoștințe de mecanic, am și de tâmplărie, am așa o... Și atunci am putut să-l construiesc. V-ați priceput? Da, m-am priceput. L-am construit eu, are 32 de stupi care intră pe ramă, pe ramă normală, jos și să ramă mică sus, pe stup verticale. Locația asta de aici e cât de cât aproape de Craiova? E aproape de Craiova, da. E aproape, asta e avantajul, că este aproape de Craiova. Aici aveam o rudă, am o rudă, care, o rudă al soției, unde am pus stupii, unde am făcut proiectul, că am făcut un... Ca și vatră, nu? Da, ca vatră, da, pentru că trebuia să mă înregistrez la primărie și atunci am făcut un act de comodat
vărul meu pentru... Dar între timp terenul a fost... Dar e un loc bun? Da, e un loc bun pentru că e la confluența dintre râul Amaradia și Jiu. Jiu este undeva mai în spate. Și e o zonă destul de bună. Are apă, au bine, le au apă pe timpul verii de unde să, ca să poată să se adapteze, să ia apă. Și plus de asta e o vegetație destul de sălbatică aici. Mă avantajează că și combinatul s-a desființat. Și e o vegetație sălbatică și mă ajută foarte mult. Mărăcini, și amorfă. Calitatea mierii cum este? Da, e foarte bună. Și dintre speciile astea, din vegetația asta sălbatică, ați observat să fie vreuna mai bună? E, ghimpele de câmpie, ghimpele, așa l-am denumit eu de câmpie, pentru că e în zona câmpiei, e amorfa care crește pe malurile Amaradiei. Ce este amorfa? Amorfa e un copac, pitic, un arbust care e înrudit cu salcâmul și dă o miere foarte gustoasă. Deci se numește și salcâm pitic și o miere tot așa deschisă la culoare, seamănă foarte mult cu salcâmul și e destul de aromată, seamănă, e că e foarte bună. Și în ce perioadă stați aici cu stupii, în pastoral aici, în locație? Nu, aici stau întotdeauna. Întotdeauna? Întotdeauna. Aici e vata de stupină, iar de aici plec după aceea, anul ăsta nu știu dacă o să mai plec, dar am plecat anii trecuți, am plecat în Gorj. După aceea veneam înapoi și făceam în sal Floarea Soarelui, mergeam spre Caracal. Sunt câmpii mari de Floarea Soarelui, care, unde... Și e rentabilă treaba asta? Că la urma urmei pasiune, pasiune, dar mai sunt și niște costuri și trebuie să ai și... Înainte, pe vremea Ceaușescu, dacă aveai 100 de stup, puteai trăi. Pe când acum, ca să fii un, să trăiești din stup, după mine trebuie să ai neapărat vreo 300 de stupi, ca să poți să faci față. Dar îți trebuie și ceva ajutoare dacă ai 300 de stupi. Deci, pentru că mierea a rămas tot la un preț destul de mic, mai acum e concurența și cu mierea din China sau din Ucraina. Dar am văzut că aveți anumite magazine unde desfaceți de ani buni, deci aveți o relație de... Dar nu se vinde chiar atât de mult, se vinde puțin. Nu e... Și atunci cum o valorificați? Până acum mergeam la târguri apicole, la București, făceam un târg de două ori pe an, primăvara și toamna, sau mergeam în țară la atâtea târguri apicole. Chiar în Craiova se făcea la multifuncțional sau la... Am mers de la Târgu Jiu, am mers în mai multe locuri din țară la târguri apicole să fac primăvara și așa mai valorificam, dar e destul de greu și acolo. Dar în final vă place? Da, îmi place, pentru că fiind o... Apicultura, dacă nu-ți place și n-ai pasiune, nu trebuie să te apuci de ea. Pentru că primești destule întrepături, se lucrează pe căldură, în pavilion, mai ales și afară. Și uneori, dacă n-ai pasiune, și beneficiile nu vin imediat. Adică investești muncă, timp, cheltuiești transport, da? Și beneficiile vin după aceea spre toamnă, iarnă, că de fapt iarnă se vinde mai mult iarnă. Dar dacă reușesc să o vinzi atunci. Atunci. În groie pretul cam destul de mic. Și stai la cheremul celor de la care... Da, 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 știm povestea. Îngrosiște și așa trebuie să mergi să îi revin. După mine ar fi foarte bine, cum te fac ce și în Occident, să organizează, cum se organizează acolo sâmbătă și duminica în centrul orașului, într-o parcare mare, se organizează ca o piață volantă, piantă volantă pentru produse. Și atunci se închideau acolo, se închid magazinele mari, da, supermarketul și atunci vând micii producătorii valorifică, corect, marfa. Ar fi o idee, da. A fost și aici o perioadă, acum dat, câțiva ani a știu, fost, da. În centru. Dar e mai greu așa să vinzi. Dar noi ne bucurăm că v-am cunoscut, vă dorim multă sănătate și succes în continuare. Vă mulțumesc și la fel de optimist. Chiar vă rog să mai veniți și altă dată să-mi vizitați stupina. Mai vorbim? Da. Mulțumim. Mulțumesc. Vă
Vom vorbi în continuare cu albinuța din familia Gavriliță, am glumit evident, cu soția domnului Gavriliță, doamna Cornelia Gavriliță. Da. Bine v-am găsit aici la Vatra dumneavoastră. Iată că da. Sunteți aici alături de soțul dumneavoastră și vreau să-mi spuneți în ce fel îl susțineți, dacă... Îl susțin în primul rând moral. Sunt alături de el ca să poată să facă față situației, dar eu mă ocup mai mult de vânzarea mierii, de design, de aranjament, de distribuție sau merg cu el noaptea. De obicei, când plecăm în pastoral, merg cu el în fiecare dată ca să poate să aibă o susținere. Da, e greu singur. Este greu singur și e mare lucru că v-ați implicat. Da. Și de la stiletto cobor la cizme de cauciuc, mă îmbrac în costum, am lanternă în cap ca și minerii, ca să echipată și, complet. Exact. Și da. Pentru protecție, da, dar și pentru și... da, ca să, pentru că eu sunt puțin alergică și nu vreau să am probleme cu albinuțele. Da, sigur, că, de da, înțepat v-au înțepat. M-au înțepat, da, și dar am trecut și peste asta ca să-l susțin pe domnul, ca să reușim. Trebuie să susții partenerul de viață în tot ce face, pentru că era un lucru bun ceea ce făcea și aducea și beneficii, că o miere, că un propolis, că un polen, că aducea și ne era. Polenul este foarte bun pentru imunitate și aveam copilul mic, îi dădeam. Propolisul este antibioticul natural care decât când te doare în gât îi dai cu propolis, nu îi dai cu antibiotic. Așa, sau avem când pune polenul, când pune colectoarele de polen pe stup, atunci adună polenul și în fiecare dimineață noi luăm polen sau așa. Și mierea este foarte bună pentru orice, pentru sau căpăceala care o scoatem de la capacul care, cu care se căpăcește mierea. Noi o folosim ca apă de gură. M-am implicat și eu cât am putut, m-am documentat, am citit ca să-i fiu alături soțului, ca să fim... Să mergeți am mers mână în mână, da, și ne completăm. Eu sunt alt temperament, el e alt temperament. Am avut și mici așa, că n-am fost de acord, dar mergem înainte. Dar la evenimentele acelea ale producătorilor autohtoni? Da, eu mă ocup. Eu mă ocup de organizare, eu mă ocup de tot, de rezervarea standului, de vânzare. Eu stau la vânzare, steag acolo non-stop, eu vând mierea. E plăcut, cam, nu? Este plăcut, dar și foarte obositor, foarte obositor. Acum mai mergem așa mai pe mai puțin, că m-am băgat în magazine, în aprozare și mai ușor așa. Pentru că acum eu trebuie să mă implic și cu nepoțica și cu mama mea care e mai în vârstă și nu mai pot așa să mai... Dar e frumos. Este frumos, da. Este frumos. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.